Elegia celui de-al patrulea perete. Fragment din romanul Patimile după Gödel. Dacă vă întrebați câți pereți are o daie, nu vă grăbiți să răspundeți. O să vă lăsați pradă primului impuls și o să greșiți. O daie are 3 pereți. Nu 4? O să întrebați. O casă alcătuită din mai multe odăi lipite între ele nu are 4 ziduri? O curte care înconjoară o casă nu are câte o împrejmuire împotriva celor 4 vânturi? Eu vă spun că o daie are 3 pereți. Și tot așa, din alcătuire în alcătuire, cea de-a patra latură a ascunzătorii, oricare ar fi ea, lipsește. Ca și cum viața s-ar desfășura într-o vitrină. Cu singura deosebire că vitrina e anume făcută să se vadă ceea ce vrei să arăți. O daie are 3 pereți, e anume făcută să se vadă ceea ce vrei să ascunzi. Care e însă cel de-al patrulea perete care lipsește? Oricare vreau eu. Cel de-al patrulea perete, mai transparent și mai lesne de pătruns decât aerul, e ecranul computerului meu. Mai transparent cât pot să-i dau oricâtă luminositate doresc. Pot să fac astfel încât în camera aceea să nu fie niciodată noapte. Mai lesne de pătruns, căci pot mări cât vrea orice ungher. În plus pot arhiva fiecare clipă. E un perete miraculos. Nu trebuie zugrăvit, nu trebuie să te înalți pe vârfuri ca să-i cureți cu șomoiogul pânzele de păianjen de la colțuri. Nu trebuie să bați cuie în el ca să atârn tablouri. Ecranul computerului meu, cel de-al patrulea perete, e viu. Aș putea spune că e din cale afară de viu. Simțurile lui sunt cât se poate de ascuțite, atât de pătrunzătoare, încât ar putea relua aceeași șoaptă de câte ori trebuie până o aude cu claritate. Ar putea reface aceeași mișcare până când îi reține toate detaliile. Uneori când îmi imaginez orașul de la înălțimea ferestrei, văd toate ecranele astea luminate, un oraș nou plin de lumini ca un ochi imens de albină. Nu-i cunosc pe cei din frăție ecranelor luminoase, dar știu că există. O masonerie născută dintr-un templu eteric, fără pilaștri și arcade, căruia fiecare dintre noi vrea să-i fie marele maestru. Alteori, cel de-al patrulea perete nu e decât ieșirea dintr-un portal, prin care mă pot strecura printre oameni fără ca ei să mă simtă. Pot răscoli dulapurile lipsa lor, mă pot țipe după umărul lor când își scriu sau primesc mesaje, ba chiar îi pot veghea în somn. Mă gândesc câteodată că or fi existând astfel de portaluri și despre lumea morților. Și mă gândesc dacă nu cumva moartea nu e decât un joc de computer, al cărui soft se upgradează pe măsură ce pe lumea asta angoasele sunt tot mai sofisticate. Nu cred să existe pedeapsă pentru hoțomanul pe care gazda însă și-l invită cu gesturi largi în casa pe care intenționează să o tâlhărească. Cam așa se întâmplă cu hoțomanii de biografii, de suflete, de memorie. Furtul de memorie este o îndeletnicire la ordinea zilei, așa cum era pe vremea lui Jesse James jecmănirea vagoanelor de cale ferată. E drept că uneori hoțul șterpelește calupuri de memorie și pune altele în schimb, încât victima buimacă și răvășită de tot felul de idei noi, amestecate cu alea vechi sau puse în locul lor, nici nu mai știe dacă i s-a dat sau i s-a luat. Nu trebuie să pândesc, să trag cu urechea, cu paharul lipit de perete sau să privesc prin crăpăturile ușii. Oamenii ce înșiră fotografiile pe Instagram, își rezumă ideile în texte pe Twitter, forma contemporană de haiku, își laudă performanțele profesionale pe LinkedIn, iar dacă vrei să adaugi la toate astea, preferințele vestimentare, culinare sau de alte soiuri, prieteniile, mizantropiile și antipatiile, Facebook-ul e cel mai potrivit. Diferența nu e că oamenii scriu. Ei scriau și înainte. Confesiuni, jurnale, scrisori. Diferența e că acum simt nevoia, precum în colțul vorbitorilor din Hyde Park, să le citească pe măsură ce sunt scrise în piața publică. Transparență maximă. Tot ce e în ciberspațiu, tot ce e scris în conturile personale, filmat de camerele video, atârnat prin colțuri de intersecție, adunat în sticuri de memorie, totul poate fi citit fără nicio trudă în plus uneori. Alteori, cu prețul jocului palpitant al tecotării unei parole, la fel de inutilă în a proteja secretul adreselor și conturilor personale, precum cheia pusă în burlan sub preșul de la intrare. Ciberspațiul nu are frontiere. Nu există un atlas geografic al ciberspațiului. Față de el, calea laptelui nu e decât un jăratec care pâlpâie. Socotind rapiditatea cu care se parcurg distanțele, viteza luminii nu e decât mersul unui melc în slow motion. Ciberspațiul e mai mare decât orice spațiu care poate fi imaginat vreodată. E un infinit mai mare decât orice infinit, dacă se poate spune așa.
Nu va exista niciodată vreo corabie a lui Magellan care să-l înconjoare. În același timp, ciberspațiul este cât se poate de mic. Toate constelațiile încap în ecranul computerului meu ca într-o motetie celestă. Distanța de la Pământ la Alpha Centauri se parcurge într-o singură clipă printr-o simplă mișcare a cursorului. Pe ecranul meu se adună toate distanțele într-un spațiu cât căușul palmei. Toate clipele într-o singură clipă. Mă simt atotputernic. Sunt magicianul acestei lumi. Sunt temnicerul ei. Sunt cel care eliberează duhurile destupând sticla pământie. Aș putea fi Dumnezeul ei, îmi spuneam, dacă nu m-ar împiedica principiul incompletitudinii a lui Gödel.